ce faceți, dragilor? V-am zis că astăzi v-am pregătit o surpriză cu totul și cu totul extraordinară. Ce credeți că a fost la furat prin cartier? Episodul de astăzi este despre la furat. Fiecare, nu știu, în țara asta ați văzut că fiecare fură ce poate. N-am furat roțile astea, am demontat bicicleta unui coleg. Dar sper că o să iasă un aranjament absolut superb și să merite. Pentru astăzi aveți nevoie de o roată. Nimic mai, nici mai mult, nici mai puțin decât o simplă roată. Și după ce am făcut rost de această roată minunată, mulțumim, Alex, pentru roată, am încercat să creăm o bază. Țineți minte, am mai arătat și în videoclipurile trecute de pe canalul meu de YouTube. Apropo, o să dați like și follow și share pe canalul meu, Daniel Nora Influencer, dacă nu-mi dați după ce ajung celebru. Am ajuns un pic, dar nu chiar atât de celebru, ca și Kardashian, de exemplu, dar dacă nu-mi dați de acum, nu vă mai cunosc. Așa. Totuși, o să vă mai arăt o dată, pentru că foarte multă lume mă întreabă: dar cum faci aia? Uite, așa fac aia. Se ia o mânuță de sârme, foarte, foarte simplu, număr impar. Atenție, număr impar, da? O legați puțin, crăcănați sârmele astea, le îndoiți bine. Așa. Și după ce le-am împărțit frumos, egal, echidistant aici, începem și croșetăm una pe față, una pe dos. Adică una pe deasupra, una pe dedesubt. Dar neapărat este foarte important să aveți un număr impar de sârme, da? E foarte, foarte important. Apoi una iarăși pe dedesubt, iar pe deasupra, iar pe dedesubt, iar pe deasupra. Și tot așa, muncă de chinez bătrân. Trebuie să-i mulțumim lui Gregor Lerș pentru că a făcut celebru această țesătură. Vedeți că deja începe să se formeze, da? Și dacă o continuați tot așa, o să ajungeți să aveți parte de o țesătură de genul ăsta. Exact ce am folosit noi aici pentru această roată minunată. Am prins pe jumătate de roată multe probete de sticlă. Mă bucur de fiecare dată când rămân în pană că pot să-mi iau de pe floro.ro și slavă cerului că-s din București și mi-ajung în aceea zi. Simplu legat cu sârmă, bine bine, de fiecare spiță, astfel încât să nu cadă. Doar jumătate de roată, țineți minte. Le umplem repede cu apă. Și ce credeți? Săptămâna aceasta am primit de la Radu, de la grădina urbană, niște bujori. Nu cred că ați mai văzut de ceva timp asemenea floricele, dar uite că le-am găsit pe bursă și am zis că ar fi păcat să nu facem un aranjament frumos. Mulțumesc din suflet, Radu, sunt absolut super, nu mă puteți imagina cum miros aici. După ce le-am umplut pe tate cu apă, avem câteva fire de iederă și asta e tot de furat. De pe garduri. Nu, n-am furat-o nici pe asta, tot de pe bursă, mulțumesc, Radu. Și dăm repede, repede, repede firele astea de iederă pe lângă aceste spițe. Și iată cum o banală roată de bicicletă ajunge să fie un superb suport pentru un aranjament floral. Așa. Cred că puteți să folosiți genul ăsta de suport chiar și pe la nunți, de ce nu? Și să începem să adăugăm acest bujor superb, super, super, superb. Nu vă puteți imagina ce frumos miros. Și după ce am pus câțiva bujori minunați, adăugăm un pic de textură diferită, adăugăm niște amidizna frumos, frumos. Mentă, din nou mentă. Ador să folosesc mentă în aranjamente. Doamne, miroase absolut incredibil. Iubesc planta asta. Mai punem câteva floricele de mărar. Și aranjamentul nostru, simplu, da? Cuvântul de astăzi este simplu. Nu, cuvântul de astăzi este la furat. Da, vă doresc din tot sufletul să furați, să mergeți la furat după creativitate, după tot ce puteți fura, astfel încât să vă ajute în meseria voastră. Glumesc. Bineînțeles, cred că creativitatea nu se prea poate fura, cred că e ceva ce trebuie exersat și învățat. Nu știu dacă merge cu furatul la creativitate și la talent, cred că e vorba de învăța și de a exersa cât de mult posibil. Un lucru care multora dintre floriștii români le este puțin străin.
Iată cum un aranjament foarte simplu, da? Cu o roată de la bicicleta lui Alex. Mulțumim, Alex, încă o dată pentru ajutor. Trebuie doar puțină imaginație și puțină îndemânare, bineînțeles. Și cam asta e totul. Și flori frumoase, asta e neapărat. Așa. Bun, să nu uităm de finish, mai ales că bujorii din această perioadă sunt un pic mai delicați. Și va ajuta foarte mult aranjamentul. Mulțumesc, Alin, floro.ro, pentru toate aceste produse minunate. Și ce pot să vă zic, vă doresc să vă bucurați de flori în fiecare zi, în fiecare săptămână, să nu treacă nici măcar o zi în care să nu aveți în casă un aranjament floral frumos sau un buchet. Vă pup, să aveți o săptămână absolut magnifică, pa! Și nu uitați să dați like și coment și share oriunde vedeți Daniel Nora Influencer, pe Facebook, pe Instagram, să dați subscribe la canalul meu de YouTube, neapărat, bineînțeles, că altfel când ajung celebru mă fac că nu vă mai cunosc. Obiectivul Colgate, nici o carie. Dă un șervețe. Tampon. Dă un tampon. Ăștia stau cu rola de șervețel ascuns în dulap. Ce-a făcut? S-a țățuit? Cine, Bogdan Ciorbă? Dar mai tăciez, mă lăsați aici că o facem un pic, gata. E perfectă. Nu, că nu-mi place să mă uit printre grate, așa.